Da, azi voi vorbi despre comportamentul și trecuta dictatorului Romul Țai. Înainte de începe prezentarea, noi vă să explic puțin ce înseamnă comportamentul dictatorului Romul Țai. Se referă mai mult la interpretarea de analitic, din site-ul de analizare a tractului după Țai. Nu se referă neapărat la cifre generale. Nu se referă la cifre generale, se referă la cifre care au legătură cu site-ul respectiv. Nu putem compara calitatea vizatorului unui site cu calitatea vizatorului cu alt site. Cifrele sunt subiective, nu subiective. Da, asta e pe de prima regulă, că oamenii nu au timp să stea pe foarte mult pe un site. În principal, da, acolo e un exemplu de imaginație, să facem puțin încolo. Dar, în principal, comportamentul vizatorului pe site este că dacă nu găsești informația cu putin, cam pleacă după site. Sau, ca să vă dați mai puțin. Noi aici am un exemplu de imaginare, ne gândim că din România ca, ca și maxim un mod imens în care vizatorii sunt călători din acest mod. Da, și un magazin, mai mare, mai mic, depinde cum e site-ul. Și Google este un ghid în acest mod, care spune, dar știu că înțeleg, spune cam care magazinele caut. Și prima secundă în care tu vezi lista cu magazinele pe care le caut și analizezi conștient sau nu, dacă sunt bune, dacă sunt bune, dacă sunt bune, dacă intră în magazin, dacă n-ai intrat în magazin. Să te duci la cumpărături și orice. Și asta care face lucru se duce pentru site-ul. Marketingul clasic este la fel și marketingul ca și marketingul online, numai că are puțin diferențe. Numele companiei se asociază cu numele site-ului. Am văzut câteva comparații, cum este produsul amenajat în rapte în design-ul site-ului. Dar cum își arează produsul de site este ordinea care și le pune. Deci în funcție de acest factor, oamenii decid dacă se stea pe site sau nu. Aici este depinde de la urmă analitic care am găsit-o ieri. Și prima, acest tipograf de care, mă rog, care spune cum se interpretezi comportamentul vizatorului pe site, cred că e cea mai bună carte de așa ceva. Încercurile acelea sunt niște unelte pentru a interpreta comportamentul vizatorului pe site. Bună, analitic, probabil tot știu. Attention heat map este, nu știu dacă este grafie, asta sunt grafie, nu l-am folosit. Este, în principal, este cele pantele rezultă pe o firmă din afară, care, atunci în timp e calculat în funcție de cât de mult e calculat centrul monitorului, undeva, nu știu, în centrul monitorului, care este, și în funcție de cum scrolezi, îți îngălbenește mai mult sau puțin zona aia, click heat map, cred că toată lumea știe, care spune cam unde dai click pe site. Scroll reach heatmap. Este aproape la fel ca attention heatmap, numai că te uiți dacă îți folosești toată pagina sau nu. Și mouse move map e ca un căprim cu mouse-ul pe site. Sunt niște unelte cât de cât utile pentru magazinele virtuale, care își magazinează cum fel site-ul. Și sunt utile pentru poziționarea reclamelor pe site, dacă vă interesează acest lucru, sau pentru poziționarea produselor, de exemplu, ale promoțiilor pe site. Dar despre Google Analytics nu am cum să vorbesc acum, cum se analizează comportamentul din vizator pe site. Tot cum ai fost și alte ediții despre Google Analytics și, în principal, dacă știți de această carte, care este acolo sus, Google Analytics de Now Day, spune cam 80% din ceea ce ar trebui să interpretați din comportamentul vizatorului pe un site. Da. Ce era acolo? Da, aici am spus că fiecare vizitator caută și înțelege în felul său un site. Eu nu cred că există site construit din așa cum decât site care nu atinge o mare masă de oameni. Adică vrei să fii politicos?
Nu, dar chiar nu există, adică cel care construiește site-ul sigur nu înțelege. Și măcar un vizitator al celui comportament pe site este ok. Adică nu știu, de exemplu, site de știri. De știri, eu nu înțeleg site de știri. Dacă intru pe GSP, de exemplu, dacă intru pe GSP, nu te minte acolo. Cum sunt puse știrile, de ce sunt puse așa, de ce e aia, stânga, nu înțeleg. Dar pentru comportamentul oamenilor care stă la post, v-aș uite la pe GSP.ro și înțeleg chestia. Eu nu mă fac ideea de mine de GSP, de exemplu. Comportamentul vizitatorului acolo e de exact cum spune și aia. Pentru mine e un site total prost făcut. Nu înțeleg cum e făcut site-ul ăla. Păi asta zic că da, exact, este niște special pentru cei care probabil gândesc așa. Pentru mine, nu mă atunci. Da, și astăzi unii folosesc cărțile de pe site, unii folosesc filtrele, de exemplu folosesc filtrele și mă sunteți pe categorii cât de cât. Dar asta e foarte interesant dacă puteți să vedeți, nu știu, un web analytics la un magazin virtual. Să vedeți cam cât folosesc cărți și cât folosesc filtrele. Să vedeți chestia ce generează un serving, cum... Sau, mă rog, lindu, ce, care este scopul. Toate sunt naturi de la azi, și ating scopul într-o... Trebuie să le facem pe toate la maxim de potențial, dar nu are cum ai chiar cum să atingi toate astea, așa că... sugestia mea ar fi să le implementați pe toate și apoi să vedeți după o anumită perioadă de timp, nu știu, 1, 2, 3, cam care conversezi cel mai mult. De exemplu, dacă utilizatorul folosește foarte mult cărți, să încercați să modelezi acea opțiune. De exemplu, dacă aveți un magazin de cărți, să adăugați la cărți specific după autor, specific după tag, să puneți tag, să puneți titlul, să puneți perioada în care a apărut. Nu, depinde de magazin, depinde de titlul site-ului. Așa. După aia am ajuns la o concluzie, nu știu la cât de cât așa că există tipuri de site-uri nișate pe vizitatorul, pentru niște de vizitatori. Asta l-a apărut blogurile care sunt făcute pentru oameni care... Nu știu ce au ce face, dar... oameni care citesc cât de cât mult și sunt foarte multe informații. Site-urile de blog sunt... cam pe aceeași template-uri, sunt ușor de citit. Acea sunt facilitățile în blog, au bloguri, comentarii, respectiv, top post, pressing post, taguri. Magazinele online au categorii și categorii poze, ce? Și site-urile de știri. Acea sunt trei tipuri de site-uri care sunt făcute pentru trei tipuri de comportamente ale vizitatorilor pe site. Mă, sunt convins că sunt mult mai multe. Genul stării de afiliate marketing. Care se înscriu în urmă. Da, care încearcă să atingă exact cum comportamentul ăsta este. Cei, probabil cei cu magazin online nu înțeleg același comportament pe site-uri de știri și cu siguranță nu au același comportament pe bloguri. Și nu prea pot fi amestecat între ele. Dacă vrei să faci un magazin online, n-ai cum să-l implementezi pe un blog. Și acum vorbim despre țările pe care le are un vizitator, pentru că comportamentul unui vizitator pe site este caracterizat în anumite țări. Sunt trei țări. Starea de căutare, starea de cumpărare și starea de comparare și starea de cumpărare, care într-un final generează vânzări. Dar, mă rog, ideea e că vizitatorul ar trebui să se cam de trei ori pe un site, să se intre pe trei țări diferite pentru a genera o vânzare. O dată în starea de căutare, unde își caută produsul care are nevoie. O dată în starea de comparare, de asta au apărut și site-ul Centralist.ro, care compară produsul și o dată în starea de cumpărare, care efectiv generează comanda. Dacă aveți cum să atingeți toate aceste stări, de fapt, ideea este să faceți un magazin online care să atingă exact toate aceste stări. Starea de căutare, să oferiți un search datorului sau ceva de genul ăsta. Starea de comparare, de asta au apărut și la magazinele online, au apărut facea de comparare între produse, chiar nu compară prețul cu aceste produse, dar starea de comparare care sunt în final la magazinele online. Da. Și acum am încercat să fac o diferență care puțină lumea face între site-urile trash și site-urile web 2.0. Pentru multă lume din... Dar multă lume își face site crezând că site-urile clasice vor atinge vizitatorii de acum și este o definiție cât de cât greșită, pentru că dacă azi vrei să faci un site care să atingă vizitatorii azi, nu ai vizitatorii cât de cât
dictatorii într-un public de 15-45 de ani, nu ai cum să faci un site clasic, nu știu, de la stil web 1.0, dacă, mă rog. Ar fi surprins să vezi un template cu un background de o singură culoare și text băgat într-un tabel și să știi că convertește foarte bine. Depinde foarte mult de nici și de vizitatori. Adică dacă într-adevăr eu vezi unui tânăr care e obișnuit cu ultimele noutăți, să spunem așa, într-adevăr pentru el se va părea foarte natural, dar demograficului mai înaintat în vârstă, template mai vechi. Și a scris acolo o concluzie, că dacă vrei să ai vizitator, trebuie să fii între ei. Asta se ține mai mult de calitatea vizitatorului și despre cum s-a închetat. Pe care am pus-o puțin cam de vreme în concluzia asta. Dar a doua parte a prezentării de calitatea vizitatorului în site, a fost 5 greșeli pe care le fac un copății. Una greșeală este că dacă am... Să chiar aici s-a făcut un calcul, deci cel care a avut site-ul cu joc a făcut calculul ăsta. Dacă am 10 vizitatori și ne-a dus $1, orice vizitator mă va aduce $10, care este un calcul cel puțin eronat, așa la nivel de vizitator. Nu pot calcula profitul unei firme, puteți zic cât la numărul de vizitatori. Dacă vin publicitate? Nu știu cum se. Păi dacă iese din 5 secunde, nu-ți dă banii pe clip. Da, dar mă gândesc că cu un număr mai mare de afișări ok, faci mai mult bani la săptămână. Uite ce mai așa, a doua creșteră care este, dacă nu ai vizitator, nu poate gândea decât genul scopul atât decât pe numărul de vizitator, care în principiu la un magazin online, gen, nu știu, vrem să avem 10.000 de vizitator. Ce vizitator nu contează, să aibă 10.000 de vizitator, care sunt de obicele extrem de mari, dacă n-am 10.000 de vizitator, nu pot gândea 10 produse pe zi, care este o greșeală, că nu zice ce vizitator, ce vizitator acolo? Am văzut la mult frumă despre chestia asta, dar tot greșește. Așa? Asta e greșeală să generalizez, să spui, am auzit că cea bun dictator vin nu știu, din Facebook. Vorbim total așa general, cea bun dictator vin din Facebook, cea bun dictator vin din Google, cea bun dictator vin din nu știu unde. A patra greșeală e că toți dictatorii au aceeași calitate, că efectiv să te uiți la dictator ca la un număr, nu ca la niște persoane. Și a cincea greșeală e că nu ai cum să vezi calitatea dictatorului. Ai cum să vezi, dacă știi să vezi. Puțin foarte puțin, adică 80% din cei care folosesc Google Analytics știu să-și vadă calitatea vizitatorilor și efectiv să se acceze pe chestia asta când își creează un magazin. Sau când își creează efectiv un site, să intereze calitatea vizitatorilor și nu neapărat numărul de vizitatori. Dar aici am făcut niște circulete despre tipul de targetare a vizitatorilor. Interesa este mai mult, am văzut acum că Facebook are o targetare extraordinar de bună. Ideea este că nu ne interesează vizitatorii în general, ne interesează vizitatorii anumite care au anumite caracteristici. Mă rog, așa sunt puține tipuri de targetare. Pot fi, nu știu, 50-60, Facebook-ul oferă foarte multe facilități de genul ăsta, dar nu trebuie să ne gândim numai la Facebook ca metodă de promovare, pentru că dacă vorbim de un blog de femei, nu putem să targetăm bărbații sau... Chiar a fost ieri, aseară, de fapt a fost la online shift la domnul Gabriel, am vorbit două fete despre comportamentul feminin pe site-uri și că ne stau mai mult și că petrecem mai mult timp mai multe site-uri decât noi bărbații care sunt niște porți și care ne merge decât pe două site-uri. Vorbește doar pentru tine. Da. Profilul vizitatorului, da. Profilul vizitatorului trebuie făcut în special la site-urile care au investiție mare și au o metodă de monetizare. Așa, dacă te gândești la prinsă vizitatorii, nu știu, este o greșeală care... foarte mare care oricum, dacă nu eviți risc să nu... să ești efectiv să plătești reclamă degeaba, să fii mulțumit că ai vizitator mare și să n-ai conversii și tot așa.
atât a venit profilul dictatorului, scopul principal este găsirea cât mai multor mei din care acest tip de dictator navighează. Mi-a dat acolo un exemplu că de Islam m-am gândit că m-ar interesa bărbate din București cu vârste copilă de 15 și 45 de ani care au interes de PTC online și SEO. Ai lucrat tot PTC acolo? Nu neapărat, am fost mai bărbat, da? Am născut-o de mare, din eclașii. Da, am făcut așa, de dacă era lumea să se o PPC era decât București, că nu de că venea nimeni să ne vorbim Timișoara. Am făcut așa un exemplu și că scopul meu după ce am făcut profilul listatorului este să mă gândesc cam unde acționează acești bărbați. De exemplu, dacă ai vrea să fac o reclamă la tipul acest de bărbați, o idee bună ar fi să vină și la lumea să se o prezentare despre ce mă interesează pe mine, pentru că targetez bărbații, că vorbim și bărbații aici, cu vârste cu 45 ani, cred că sunt într-o 20% de aici, 90%, interese, clar, sunt interesele de aici și orașul București. Deja am targetat în jur de 80%, am numărit formula de cel la care m-am gândit la început. Și profilul vizitatorului se face cam pentru orice tip de site. Deși, mă rog, în magazin online generale, fiind EMAG, au un profil de vizitator pe o plajă mult mai mare decât un magazin de nișă, cum ar fi unul de vânzări accesorii feminine. Un magazin mai de nișă, care are un profil de vizitator mai mic. Mai, de fapt, mai specific, nu mai mic. Aici am luat un studiu de caz la o librărie online, cât de filmare. Și am gândit să analizez comportamentul vizitatorului pe acest site. Și atunci când a terminat analizul, n-am pus poză, că nu puteam să pun poză și am pus niște etape la minte. Atenție. Dacă trecem de prima parte, că 96.61% vin din Google, trecem peste chestia asta, ne-am uitat la boundaries care am văzut că cel mai mic boundary, cel mai, de fapt cel mai bun vizitator din punct de vedere al boundaries care au venit din Bing. Deci am uitat la patru vizitate care am văzut că tot din Bing vizitează cei mai mulți vizitatori cei mai multe pagini. Timpul pe trecut pe la fel, tot din Bing a fost cel mai bun și vizitatorii returnați înapoi au fost din Yahoo cel mai bun. Acolo ultima e vizitatori care au accesat după telefonul mobil au venit din Google. Nu fac așa într-o seama, s-au venit din motoare de căutare tot din Google. Asta e ultima. Da, a trecut concluzia atât de caz. Așa, cei mulți de pe au venit din Google, după toți care au venit din motorul de căutare Bing, au fost și mai calitativ, din punctul meu de vedere, de fapt nu din punctul meu de vedere, din punctul de vedere ai interpretării de acolo din analitic. Deși au fost foarte puțin și au fost undeva în jur pe sub 1%, au fost mult mai calitativ decât celălalt vizitator. Vizitatorii din Yahoo au avut cel mai prost calitativ utilizator. Acum nu mai s-a foarte mult interpretarea asta, atunci să prea am ce zice aici. Am și de ce crezi că s-a întâmplat chestia? Pentru că vin și, de exemplu, vin, să spunem, ranchează un cuvânt de cheie foarte bun, să spunem, care targetează forța de vânzare. În schimb, pe Yahoo, poate ranchez foarte bine pe un cuvânt cheie în care oamenii sunt încă în modul de căutare și asta e diferența. Dar mai multe și mod de căutare n-au fost ei care interesează, asta am făcut un potenție. Păi da, dar poate ei sunt în mod de căutare și nu găsesc pe site-ul tău ce vor. Cred că concluzia a fost alta, pentru că bine, n-am analizat partea mea site-ul, am făcut decât puțin. De asta eu zic că e destul de greșit să te gândești să împarți de pe ce motor de căutare da, asta a fost mai da, bine împarți de pe ce cuvinte cheie. Da, până la urmă, într-adevăr, n-am văzut poate de foarte mult, da. Că în Statele Unite, unde acolo mai intră lumea de pe Bing și de pe Yahoo, utilizatorii, din punctul de vedere al vânzării, sunt mult mai buni. Adică e ceva dublu numărul conversiilor din Bing față de Google. Dar asta din cauza că sunt puțin mai, crezuri, poate pentru că sunt în general oamenii care n-au auzit încă de Google și și-au instalat Windows-ul și știi că Windows default e Bing ca motorul de căutare cu folosit Internet Explorer. Ei, și din cauza asta ei sunt puțin mai crezuri, mai ușor de convertit.
de asta prezentate lucruri diferite. Da, eu asta vreau să spun că e mai bine să te uiți la cuvintele cheie de pe care țin oamenii decât din motorul de căutare, că din motorul de căutare nu spune nimic, decât că într-adevăr pe Google de acolo vin cel mai mulți oameni și acolo ești rancat foarte bine. Da, până acum, cum am zis și acum, că asta e decât, nu sunt eu, de 1% din munca pe care ar trebui să-mi faci să-ți dai seama de calitatea unui vizitator. Mă, dacă te spui o campanie, te-ai perfect, trebuie să faci chestia asta cam toate campaniile tale. Și nu numai dacă te spui o campanie, te-ai perfect. De exemplu, dacă plătești niște refer, plătești, de exemplu, un magazin online mag și nu cred că ai mag, asta nu știu să pare clar, am un magazin online și zic că plătești $20 pe lună la 5 site-uri tip price.ro. Poți vedea, de fapt trebuie să faci asta ca să văd care site mă oferă cel mai multe conversii. Bă, dar $20 pe lună un preț mic pentru magazin online, dacă plătești mult mai mulți bani pentru a obține belging sau pentru a obține refer din altă parte, trebuie făcut aceste chestii pentru a vedea care e cel mai profitabil refer și dacă se poate să accentuezi acel refer. Mă, asta e foarte practicată în campania pay-per-click, vedem care campania cea mai puțin calitativă și accentăm pe mai calitativă. Pay-per-click, gândește-te că, ca să faci comparația asta, e același cuvânt, e, să spunem, în aceeași poziție pe cele trei motoare de căutare și atunci, într-adevăr, au venit 70% din acum 30 din timp 20 și au avut comportamentul respectiv. Într-adevăr, traficul din Bing este mai bun sau cel din Apple. Am o întrebare, dacă ai zis că librăria online. Librăria online, să spun că focusul nu este neapărat pe conținut, ci pe vânzare de produse. Având în vedere că eu am vizitatorii buni caritativ, sunt aia de conținut, care sunt 2-3%, în ce măsură îmi atinge obiectivele mele care vreau să vând. Atunci, în cazul ăsta chiar nu mai contează calitatea. Deși vrem să o dăm mult tot timpul cu calitatea și nu cantitatea, Dacă tu plăteai acele clipuri și vedeai că, de exemplu, nu care o campanie de plăstic care primul cuvânt e clar, al doilea cuvânt e librărie online. Și vezi că, de exemplu, că 0,0% din banii pe care îi bași în cuvântul librărie online te duce mai mult trafic, poți accentua pe cuvântul ăla ca să te aducă un trafic mai calitativ decât cel de primul cuvânt. La ce trebuie să te gândești? La numărul de vânzări care le faci prin fiecare motor de căutare. Aici e chestia până la urmă, că chiar dacă conțin, să spunem, din 100 de vizitatori, 55 cumpără și din Google din 100 cumpără doar 3, automat în momentul în care Bing-ul o să te aducă, să spunem, 1000 de vizitatori, ceea ce va rezulta undeva la 50 de cărți, dar din Google îți va veni mult mai mult. Acum depinde și de cât plătești contractul. Da, și la chestia asta. Da, vă dau așa un exemplu cu motoarele de testare, dar sunt atât merge făcută pe absolut tot ceea ce avem de comparat în Google. În Google la Apple. De la Google 3% Bing, e relevant să faci atenție și poate de aici? Da, de exemplu, de o fantezie. Depinde de... Nu, adică ai spus că e relevant. Gândește dacă acolo e 1 milion de vizitatori, 0,3%. Oricum, dacă ai avea cum să, de exemplu, să presupune că ai avea cum să îmbunătățești ranking-ul pe Bing, ca fi o ocazie bună să faci chestia asta, dacă ai avea cum să faci. Bine, la nivel de trei, este cât greu să faci. Dacă asta fie reclamă prezintă pe Google, pe Yahoo și pe Bing, ar fi ok să investi mai mult bani în Bing. Aici au fost concluziile pe care le-am făcut, da? Sunt concluzii generale. Nu există niciun standard cu privire la calitatea vizitatorilor. Adică nu pot spune că oamenii care stau un minut pe site și 5 pagini sunt vizitatori buni. Ok, poate vizitator bun pentru mine, dar pentru tine nu. Asta, da. În principal nu mai compară site-urile între ele. Compară un blog, un magazin online, sau compară două magazini online între ele, sau compară, nu știu, două produse cu topel. Compară orice. Orice cu orice compară. Cum mai este și traficul, pro, apoi de la capul din pro, legat. Dar e foarte important să compară. Deci, da, dar și făcut ca acolo, că atâta apuc să apuce să compară orice cu orice. Că, în urmă, nu să mă apuc eu cu un blog, dar meu să vreau să am numărul de editator care îl are, nu știu, un magazin online cine mai mare. N-am cum și nici nu mă găsa nici targetele.
După aia să nu pot să fiecare variabilă mai e fix, final, sign, bound, face, page, 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 ce are altă valoare pentru fiecare trei comparte. Ce mai bine să compari, să compari datele cu perioada, cu perioada precedentă. De exemplu, ție o lună și luna anterioară. Nu poți să compari luna asta din un magazin online cu altă lună din un blog sau din nu știu ce altă e mai tu cu teza la deși acum. Asta e. Care este legat de listatorul în sensul decât la magazin online. Chestia asta e cât de cât o mită de bloguri în România care se laudă cu vizitatori. Da. Propuse, că de exemplu, că eu am un gol, nu știu, să stea, aveam la un moment dat pe un site, primul gol să stea vizitatorii de secunde pe site. Și pe lume te arătau cum reușesc să fac vizitatorii de stat acel site. Bun, am pus o pagini care erau mult conținut și plăcea trebuie să citească. Și ne-am atins obiectivul ăla, pentru un magazin online, puțin 3 secunde să stea pe site. Și asta a spus că stata vizitatorii se înstrânsă legătură cu colorile propuse. Cum se pare? Pot vedea din analize câte secunde sunt necesare pentru a finaliza vânzarea? Pentru a... Da. În cazul ăsta, dacă secundele necesare sau dacă necesită puțin, iar timpul petrecut pe site este mai mult, are cumva, are de fapt strategie ca etalon, e bun timpul ăsta de petrecere pe site sau mă interesează mai mult exact cu ea actul de vânzare? Da. Și pot vedea ce au făcut-o. De exemplu, a intrat vizitatorul pe site, a intrat pe homepage, după a intrat pe laptopul, s-a uitat la laptopul Toshiba, a comentat laptopul Sony Vaio, după a cumpărat Sony Vaio. Poți vedea chestia asta. Deci pot să aflau... Da, a stat 5 secunde pe... Nu, poți să aflui durata mea, dar durata mea este cam irrelevantă pentru statul nostru de conversie, să mă întrebi de ce s-a întâmplat conversia. Dacă vrei cu adevărat să vezi ce am la conversia, poți să vezi ce a făcut așa vizitator pe site. Deci, să simt a intrat pe home page, 20 secunde. Dacă vrei să mergi în extrem, să uiți pe click hit și vezi cam pe ce mai dat de click înainte, trebuie să dai click pe laptopul, după aia dai click pe a folosit filtrele acolo, dai click pe producător Sony, dacă la Sony, mai dată pe acolo este click ceva. Da, da. Deci, mai important comportamentul de pe site până la vânzare. Dar eu vreau să-l compar cu timpul pentru pe site. Durata pe care mi-a dat rezultat analiză. Adică ce, dacă nu, mai important decât asta... N-ai comentat că nu e relevant, dar e durata medie care poți să uite și ala. Ea, nu știu, 5 secunde, nu poți... Scopul nu este să poți să fii durata medie, dar n-ai și menul pe scopul. Ba da, e la magazinul ăsta, la stai și nu știi. Dar dacă chiar ai convertit de magazin online, scopul nu este să știi durata medie pe scopul ăsta. Nu ăsta era scopul la care mă întreabă. Dacă era. Era ce măsură o să direcționeze pe viitor eforturile astfel încât să le rețin pe vizitator pe site ca să pot să am și vânzare. Cum faci asta? Nu. Dacă merită să îmi mătățesc eforturile, adică dacă eu trebuie să... La concluzia că vizitatorii vor mai multe pe site. La România nu pot ajunge. Dacă te-ai spus, poți să vezi de unde au venit vizitatorii. De exemplu, dacă s-a venit către laptopul Sony Vaio într-un site de comparație, și te gândești și aminte de la site din comparație, ok, au nevoie să compare 2-3 produse, poți face cu chestia pe site și ăla va plăta așa mult timp să folosesc pe site decât să folosesc alte site-uri. De fapt, să-l ajut și cu etapa de căutare și cu etapa de comparare. Dacă ajut cu etapa de comparare, vrei mai câștiga puțin atenție din partea lui. Câștiga pentru că el va compara 2-3 produse pe acolo. Ideal este să ajut încă din etapa de comparare. Da, ideal este să-l ajut încă din etapa de căutare. Să-l ajut cu ce caută, după aceea să compare, ce caută cu ce mai sunt pe site și în etapa finală să cumpere. Dar compara mare și a două. Poți să compari produsul, prețul, ce price în roa, compara acela cu roa în magazin online și poți să compari magazinul, lapsul magazinului ăsta online, nu poți să-i faci decât să compari două produse între ele, că nu se ține cont de că al magazin online îți dă un la aceea de cu 500 de mai mulți. Ce-o gălă n-am? Asta da, asta da. Orice client, da. Da. Este evident că
dacă vrei să le pui toate chestiile astea, să stai zic că e o chestie de investiție. Este investiție care sunt adevărat, care e făcută și care te ajută să câștigi și mai mulți vizitatori. Să numește că sunt, două de vizitatori. 30 caută, 33 caută, 33 compoare și 33 cumpără. Tu dacă faci de chestia asta, stai că te-au avut la o altă 99 de vizitatori. Dacă ai decât o singură etapă din asta 3, de exemplu, dacă ai decât etapa de căutare, ai decât un blog, atunci decât trește de vizitatori. Și care cumpără, nu au contat parte chestia asta prin site-ul tău, decât dacă nu stai, te-ai pus să pui niște link-uri pe la magazine. Poți să faci o prezentare în studiu de caz, ai informații suficiente, care dacă investești atâta, da? Să zicem, acum o trebuie. Că ăsta este numărul de vizitator. Pasul 2, 3 investiția, îți crezi numărul de vizitator. Și pasul 3, ok, dai... Chestea asta este să-i plătiți. Plătiți anumită sumă pentru un anumit vizitator pe site. Un euro ca să-i plătiți vizitator pe site, plătiți. Dacă vă referiți, plătiți 100 de euro, nu, asta și cu focus pe dezvoltarea site-ului deja existent, adică întreba în măsura în care ar fi interesată să dezvolte exact ce are deja, blog sau site, dar de ce să avea motivația să dezvolte? Pentru că i-ar veni mai mult din partea aia. Da. Puteți, de exemplu, să comparați, se poate spune că dumneavoastră ați un site exclusiv de laptop-uri, puteți să comparați care sunt concurenții dumneavoastră pe partea de căutare, blogurile care vorbesc despre laptop. Formule care au vedeți pe laptop. Și puteți să vă gândiți, bă, asta e de la nivel de... la nivel de... Nu, poate garanteze nimeni, la un minim... Mă referiți că dacă fac 1000 de euro, îmi iese chestia asta sau? Câștigă 1000 de euro. Dacă dezvolt chestia asta care mă costă atât, da? Că nu poți din start de decizia, nu te investești pe cine de rămâne să stau, ca să am să-mi există o fiind o vânzare manuală de dacă îmi este comandă de la sunt de stani, da? Da, dar asta depinde foarte mult de cum faceți business-ul, ce business e, ce tip de clienți aveți, adică nu pot pui de la început. Dar nu știu dacă o să își publice vreodată cineva exact cum a crescut business-ul de la zero la, nu știu, de la 100 return. Deci rata de creștere și rata de profit va fi oricum să integrați dacă pentru că faci un segment într-o industrie care are o anumită creștere. Spuneam că studiul de caz nu ar fi relevant dacă domeniile ar fi cam diferite. Doar să fie apropiat. Nu cred că... Oricum nu mai puteți să repetați chestia aia. Și oricum domeniul se află într-o altă de creștere în momentul în care dezvoltați. Deci nu ar fi reprezentativ, poate să fie dublă creșterea, poate de a fost pe urma studiului de caz. Pentru mai degrabă aș analiza cumva viața în care mă aflu, ce s-a se găsit acum față de cum se găsea atunci pe studiul de caz, decât aș lua studiul de caz în analizare cum mă folosesc de el. Adică mai important ar fi corelarea cu industria, cu domeniul. Evoluția voastră este foarte importantă. Dar nu există problema. Bine, cred că o să există. Cred că trebuie să aveți astea de orientare. Te spunem cele mai apropiate date despre pentru ceea ce vrei. Nu știu, le găsiți undeva într-o asociație a unei industrii. Există asociațiile respective și ei știu cum își fac politica de preț, astfel încât să spunem că să-și ai return de 30%, profit 30%. Din cauza asta există politici de preț, chestii. A da, e
N-are nicio relevanță. N-are nicio relevanță. Deci atunci am punea întrebarea, iată că avem SEO, da? SEO ne stă la dispoziție, că nu se poate, un studiu de caz, un domeniu, care nu are să spună bine, ca să ne arate că am văzut consultant de SEO, a reușit să evoluie de site-ul ăsta de la SEO, nu pot să vă discut, dar pot să vă zic avantajele. De exemplu, în marketingul clasic, dacă sunt publicat o reclamă în ziar, nu vă puteți da seama câtă lume... Dar nu am văzut de caz, dar puteți să faceți chestia asta. Dar nu, chiar puteți să faceți. Ok, monetizarea prin affiliate marketing. Din urmă de monetizare prin AdSense, adică spune reclamă pe acolo și așa se dă lumea clip care nu prea e profitat din România, când era odată. Nu știu ce mă trebuie, poți să-mi vin, poți să iei și pagă să scrie articole, nu știu ce poți să faci. Și poate de asta. Ideea e să nu-ți faci un site după să gândești cum îl monetizezi, să te gândești cum îl monetizezi și după aceea să faci site. Să faci site, să gândești ce faci cu el. Ok, vrei să ai succesul lor? Dacă e neapiniet, dacă e neapiniet, dacă vrei să ai succesul lor, e de gândit. Dacă nu are niciun target, da. Da, dacă n-ai zis așa, am făcut și omul. Stai, n-am ce face cu el. E stai de știe. N-am ce face cu el. Nu-i scoate niciun bani, stai pe ăla. Da, ok, dar dacă v-ați gândit la început, v-ați gândit să faci să ne dați. Când v-ați gândit să aduce știri noi, nu v-ați gândit să faci un site numai ca să fie site-ul. Eu așa, m-am gândit să fac un site ca să ajung un site. Și n-am zis ca să De exemplu, Google Analytics au demonstrat că sunt bun dacă de la anul vor începe să ceară 300 de euro pentru serviciile lor, poate mult vor plăti pentru că știu ce e aia. Adică spun brand Google Analytics. Nu poți veni cu un produs din prima care lumea nu poate știe de ce bani. E ideea de fi cu clasă. Nu, dar ce Google Analytics nu e făcut decât să crească brandul Google. Da. Asta e pentru că asta a fost politica Google. De calitate în toate nișele ca să ne creștem brandul Google, ca să vindem mai multă reclamă pe AdWords și AdSense. Asta a fost, dacă te uiți peste tot, au cumpărat YouTube, e gratuit, au cumpărat DoubleClick. Care e de oferire banner, ad-server, chiar și gratuit. Cu toate că alte platforme te plătesc undeva pe la $1000 pe lună.
asta e modul lor de a face business-ul, de a-și crește brand-ul. Ok, dar exact, prin proprii de calitate. O să-i mănânce, la un moment dat o să se facă, să-i muște de fund, cred, sper. Și pentru că au distrus foarte multe business-uri prin chestia asta. Uite, de exemplu, acum au început, și-au făcut Google EA Network. Care și-au început să-i scoată pe toți affiliate marketeri pe Google și să intre ei. Și-au făcut în UK și în Statele Unite mortgage compare. Da, da. Și ai toate, pe urmă, credit card compare. Și asta i-a lovit pe foarte mulți care aveau servicii respective care erau populate. Și acum, normal, că nu o să mai plătești niciun ban. Da, și cum să te referi la Google de genul normal de rapoare. Și inclusă de analytics, că nu știu, 80% din cei care sunt analytics. Nu știu eu, știu, e de două puntane care mai sunt de analytics, care realizează calitatea unui site, care realizează un site. Sunt multe, dar nu. Sunt multe. Și oferă servicii mai complexe decât Google și din cauza asta încă există. Dar gândește că mă gândesc pe viitor, Google o să vrea să introducă din ce în ce mai multe chestii, pentru ca toată lumea să folosească și până la urmă să ne controleze pe toți. Și să murim. Vreau să vă spun că 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 vă spun. Dacă nu reușești să vinzi, să monetizezi și în metodele deja cunoscute, gen un grad de cursă sau nu știu, începe să inovezi cumva, să duci ceva mai, să mergi mai departe. De exemplu, să plătești vizitatorii care comentează la un anumit gen de produse, produsele unui anumit sponsor sau habar n-am. Deci începe să-ți convingi, chiar dacă nu mai făcut nimeni ce trece prin casă, chiar dacă îți se pare o prostie. Dar nu neapărat să vedeți că vei fi primul care face asta, dar mă vezi mai departe, adică nu te-a reușit ce e cunoscut, poate să reușească cel mai bărat cu tentă. Nu fi greu de crezut că dacă faci un strike și ei se spunește nici care sunt, și îți atrage acolo ceva oameni, cred că nu știu că îți va fi greu să plătești metoda de la banii și de poate. Ce greu de crezut că îți va fi greu? Știi care e problema în România? În general, advertiserii care au foarte mulți bani vor volum. Deci asta e marea problemă la noi. Pentru că toți nu o să meargă la o tine. Advertiserii mari care... Da, dar aia sunt puțin. Asta e problema. Că gândește aici, de exemplu, care pot să-l dau, sunt foarte, foarte mulți bloggeri care nu au publicitate din cauza că nu... Da, pentru că foarte mulți bloggeri și foarte mulți cunoscuți au intrat să viseze ca lovitura. De exemplu, dacă tu ai un... Nu neapărat asta e rețeta bună, cum ziceam și cu Bingus, cum vreau vrătele ajuta, poate am mai multe vânzări. Așa și cu ce ai să mă adăpăt o nișă. Am muzică electronică, nu știu, mă duc la Bose, care e importată din Germania, îi spun eu și vând eu la Bose, știi? Sau cum ai poate numește echipamentul ăla, mă duc mai bine. E destul de greu să le monetizezi. Hai să vorbim de televiziune, să nu spun ceva așa altcum. Poți să faci două chestii, nu te rezist, public ascultător sau nu știu de ce îi ceva. Dacă e public ascultător, poți să faci, stai gen Bitpod, care poți o grămadă de bani în chestia asta, dacă ai chef să faci investite pe bune, să rezist DJ-lor, poți vinde echipament DJ, faci un review, ți-l la produs, bine, ideea să nu faci România, să faci în engleză, nu faci român, să faci în engleză. Faci un review, ți-l la produs, apare ce pe la mine, ce de gen 2000, te apuci și le vin și scoți
stai 5% pe 2000 de euro, îți dai 230 de euro. Da, da, da. Și am văzut ceva. Te publici ascultător și promovează conceptul. De tine care este obiectivul, dacă stați obiectivul de mentor toți, înseamnă să faci suportul astfel încât să sprijine comunitatea pe care vrei să crezi. Da, să adaugă niște chestii care să creezi o comunitate. Gândește ce tip vrei să fie mentor. Nu, nu știu ce. Gândește-te cum îl monetizezi. Gândește care e profilul utilizatorului. Gândește unde gătește utilizatorii aia pentru promovare. Abia după aia să nu te-a apucat de la coadă. Și poate ce au nevoie utilizatorii aia. Da. Pe tot fel de produse consumăm, pentru că din felul ăsta și din felul ăsta sunt utilizatorii ăsta. Cine interacționează cu tot fel de produse? Fii de drogă. Fii de drogă. Vezi că ești pe cameră. Iată, auto de lumii, iată. Cred că ia cărușe de la internet. Legale.